Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei! Bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru faptul că mi-ați intrat pe live seara după emisiune pe canalul meu de YouTube, Laura Puterea Dragostei. Și acum să începem. S-ar putea în seara asta, nu știu sigur, după emisiune, la o jumătate de oră, să intrăm iar live. Nu știu sigur. Vedem. Să începem. Codruț. Ce-am văzut la Codruț? Codruț tot timpul provoacă pe Marinescu să intre în discuție cu el și să poarte o discuție cu Marinescu. Măi, Codruț, tot n-ai înțeles că nu te ajută capul și că nu ai capacitatea de a duce o discuție până la cap. Tu tot timpul spui că Marinescu vorbește mult, prost și fără rost. Eu ți-aș spune altfel, că tu vorbești puțin prost și fără rost. E o mare diferență între tine și el, tot nu-ți dai seama că el este la un alt nivel, iar tu mult, mult mai jos. Bine ar fi să nu mai vrei să-l provoci pe Marinescu să intri în discuții cu el, pentru că tu nu poți. În momentul când tu nu mai ai vorbe, tu nu știi altceva decât exact ca bădăranii ăia să înjuri și să sar la bătaie. Așa că mai bine stai în pătrățica ta că te faci de râs. Nu știu dacă este adevărat, am auzit că ești văr cu Iancu. E diferență. Crede-mă că e diferență de la cer la pământ între tine, Iancu și Culiță. Mie mi-ar fi rușine. Mi-ar fi rușine să mă dau așa în stambă și să demonstrez lumii întregi că sunt un mare, mare bădăran și că nu am bun simț și că nu știu altceva decât să înjur și să țip și să fac pe măscăriciu și așa te-ai făcut de tot râsul, fiind cățelușul Alexandrei. Ea acum te provoacă și vrea să iei apărarea și să ajungi să te bați pentru ea. Foarte urât. De aici să ne dăm seama că nu ține la tine și că nu te respectă. O femeie n-ar face niciodată așa. Dar voi reveni. Ce mai văd, dragii mei telespectatori? Marinescu aduce în discuție date-ul dintre el și Alexandra, unde acolo Marinescu spune că Alexandra i-a spus că Mariana bea, printr-un semn, ceva de genul. Tind să-l cred pe Marinescu, deoarece el, în momentul când a venit după date și a acuzat-o pe Mariana, a specificat că știe de la una dintre ele. Așa că nu știu de ce Alexandra ieri parcă a avut dat praf de isterie, de crize foarte urât. Foarte urât ce am putut să văd la Alexandra, mai ales că este mămică. Tind să-l cred pe Marinescu că ea, oricum, s-a dovedit de atâtea ori că minte. M-a mințit ea personal pe mine și n-a avut puterea și nici n-a demonstrat că este asumată să recunoască că ea a vorbit cu mine înaintea Andrei. Și eu de atunci nu mai am încredere în ea, pentru că s-a dovedit că este foarte, foarte falsă. Deja că ea spune că are alergie la falsitate și la minciuni, s-a demonstrat, ne-a demonstrat tuturor că este falsă din cap până în picioare și că minte pune rușinare. Cât vrea ea să se dea de sincere, dar atât de mult se minte și atât de mult se crede, are încredere în ea, încât și ea crede la un moment dat că așa este, dar în subconștientul ei știe că nu e așa. Voi reveni imediat. Codruț, am văzut că începe să-l jignească pe Marinescu. De aici, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, încă o dată vedem nivelul lui Marinescu și nivelul lui Codruț. Codruț n-a făcut altceva decât s-a înjosit și ne-a arătat că el chiar este cu barosul și în mână și în gură.
a arătat de unde vine, ce educație are și ce caracter are acest codruț. Exact ce am spus un pic mai devreme, când nu mai are vorbele la el, nu face altceva decât exact ca prostul ăla. Când nu mai are vorbele la el, sare de fund în sus și începe să înjure și să sară la bătaie. Așa că, codruț, nu ai făcut altceva decât ne-ai arătat cât de mult te duce cap. Ești praf. Ce mai văd? Văd că Delia este cu două fețe. Când este cu Madalina, cu Mariana și cu Andrada, vorbește de Maria, că nu e corect, dar să-ți aduc aminte, Delia, că și tu ai făcut la fel când ai avut conflict cu Alexandra și ai invitat-o afară, așa că, mă, aici e problema la voi, că voi aveți tupeu și obrăznicia să vorbiți de alții când și voi ați făcut la fel. Maria este un pic mai agresivă, dar a fost instigată pe nedrept și această aia a recunoscut că ea asta vrea să facă, să instige ca să sară la bătaie la ea și să fie descalificați. I-a și spus Alexandrei, din cauza mea ți-ai luat și cartonaș galben. Deci, Delia, ești foarte parșivă, ai două fețe, iar când te duci la Maria în grădină, vorbești frumos și spui, da, ai grijă ce faci aici. Nu, nu, nu este ok, nu ești asumată. Și în momentul când ești în două bărci, vei rămâne pe afară. Am înțeles că în duminica cu mângală vei fi eliminată la cererea ta. Foarte bine că în momentul când nu ești asumat în această emisiune și nu știi de partea cui să fii, atunci rămâi pe din afară. Tu trebuia să fii de partea dreptății. Apropo, fac apel și către cei noi care vor mai intra în casa asta. Încercați să fiți naturali și să fiți sinceri și să țineți cu dreptatea. Când veți fi în două bărci, veți arăta că sunteți neasumați și nu sunteți corecți. Și atunci, normal că nu o să vă placă publicul. Ce-am mai văzut? Am văzut Alexandra a fost la date cu telefon. Dragii mei telespectatori, în momentul când vrei să înregistrezi pe cineva, ca să vedeți parșivitatea și falsitatea acestei persoane, Alexandra, ea s-a dus la date cu un scop, să-l înregistreze pe Marinescu. În momentul când înregistrăm pe cineva, ce facem? Îl instigăm, îl provocăm să spună exact ceea ce vrem noi să înregistrăm. De aici ce ne demonstrează Alexandra? Că este foarte, foarte parșivă și foarte, foarte falsă. Ea îl instiga pe Marinescu să spună ce vrea ea să înregistreze și ea automat nu vorbea prost pentru că știa că se va auzi și ea. De aici să ne dăm seama cât de rea și ce caracter josnic poate să aibă această Alexandra. Vă rog frumos, dați-vă și dumneavoastră cu părerea despre această Alexandra care a venit la un date să înregistreze. De ce Alexandra venea să înregistreze? Ce vrei să înregistrezi? De aici vedem falsitatea ta, care tu spui că ai alergie la falsitate și la minciună. Nu, dragă, tu ești exact prin faptele tale, ne arăți cât de perversă și cât de parșivă poți să fii. Dar nicio problemă că Marinescu i-a asumat și recunoaște. Da, am zis și care e problema. Și le-a și adus în emisiune și a și spus de tine. Și atunci tu ai crezut că faci mare brânză spunând că l-ai înregistrat. Din contră, ne-ai arătat ce caracter infect ai. Ce-am mai văzut? Bravo ție, Comănici! A făcut-o pe Alexandra să vadă o țară întreagă că minte, cu nerușinare și că, vezi, Doamne, a dat-o, păi ce, a doua oară n-am mai răspuns. Mă, din prima dată ai spus, da, am înregistrările și nu e nimic. Așa că
Bine, bravo, Comănici! Ai făcut, acum da, ți-a ieșit investigația, bravo ție! Ieri, atitudinea Alexandrei a fost deplorabilă din toate punctele de vedere, și ca femeie, și ca statut de mamă, și nu știu, nu face cinste nici statutului de femeie, dar nici statutului de mamă. Ce-am văzut că spune că ea sare la bătaie oricând, la oricine, când dorește. Iar această prezentatoare de față cu ea, spune Alexandra, și nu ia nicio măsură. Ce să înțeleg, că această prezentatoare este concurentă? Că rol de moderatoare nu văd să aibă. Eu cred că e o simplă concurentă. Dar ce credeți? Este favorizată, că primește mai mulți bani ca ceilalți concurenți. Asta e rușine, doamna Cristina, că ați putut să permiteți așa ceva și încă o dată ne demonstrați că nu aveți putere să moderați o astfel de emisiune. Ce-am mai văzut și m-a supărat foarte tare când Alexandra acuză concurenții și inclusiv pe noi telespectatorii că aducem în discuție statutul ei de mamă. Draga Alexandra, pot să-ți spun că avem tot dreptul, fiind într-o societate, când vedem că un copil este agresat și nu este educat cum trebuie, noi ca persoane din societate să ne revoltăm și să spunem nu e ok. Tu acum ai intrat în emisiune, ieri ai intrat în emisiune și te mândreai că a ta fiică ți-a spus să mai bați una. Fetița ta are 5 ani. Cum este posibil să gândească așa o copilă de 5 ani și ai mai spus tu ceva care am spus, hai să trecem cu vedere. Că a sunat-o Codruț sau că a vorbit cu Codruț la telefon și fiica ta i-ar fi spus ești urât, nu faci tu de mama. La 5 ani să gândești așa? Dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea dacă vi se pare corect ca un copil de 5 ani să știe ce înseamnă bătaie. Și o altă chestie care am auzit-o din gura Alexandrei, că spune mai bate pe Delia, ca să vii acasă. Deci ce să înțeleg, Alexandra, că fata ta te vrea acasă și tu ce faci? Tu tot în emisiune stai? Deci preferă să bați tu pe cineva ca să te aibă acasă. Să-ți fie rușine, mămica Alexandra, că nu ții cont de doleanțele propriului tău copil. Și că ajunge copilul să-și dorească să bați pe cineva ca să te aibă acasă. Foarte urât. Foarte urât. Chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori, mă refer la părinți, mame în general, ce părere aveți de afirmațiile acestui copil și de reacțiile acestei mame? Și cu ce se laudă această mămică Alexandra? Foarte urât, să-ți fie rușine, mămica Alexandra, că ai putut să spui chestia asta și că fetița ta la vârsta de 5 ani gândește destul de grav pentru vârsta ei. Nu este ok. Ce-am mai văzut că Alexandra vrea cu tot din adinsul ca Codruț să o apere și să fie bărbat. Alexandra, din punctul meu de vedere, vrea să-l vadă pe Codruț că se bate pentru ea, dar eu i-a spune așa, să fiu în locul lui Codruț. Păi tu ești femeie ca eu să fiu bărbat? Tu te comporți ca o doamnă? Nu, te comporți ca o mahalagioică, ca o femeie foarte rea, fără maniere, fără bun simț și fără educație. Foarte, foarte urât ce am putut să văd la tine, Alexandra, și văd că de la zi la zi, dragii mei telespectatori, această ființă ne arată toată răutatea din ea. Stau și mă gândesc cum a fost ea copilă. Dacă acum, când este mamă, tot atât de obraznică este. Ce-am mai văzut? Închid subiectul cu Alexandra, că deja mi-e silă, credeți-mă. Mi-este rușine
că este mamă. Eu fiind mamă și bunică, dar nu pot să concep că o mamă poate să își educe copilul în felul acesta. Imaginați-vă această fetiță cum va fi în școală. Sper că nu este genul ăla de fetiță care bate toți copiii și care umilește copiii. Educația și cei 7 ani de acasă, de asta și țipăm noi și ne revoltăm noi adulții, că astea sunt urmările. Dați-vă cu părerea, dragii mei telespectatori, din punctul ăsta de vedere, că sunt foarte, foarte dezamăgită și supărată că încă mai sunt genul ăsta de mame în societate, în secolul 21. Adriana spune de Mădălina că înainte să intre era foarte tăcută. Perfect. Perfect adevărat. Dar stau și mă gândesc, Adriana, tu te vezi pe tine? Tu erai foarte tăcută, chiar mută, când ai intrat în emisiune. Ca acum ce să vedem? Că ești la fel de mahalagioică și la fel de rea, ba din contră, mai rea, ca sora ta. Dar tu nu ai capacitatea de a te exprima la câtă răutate zace în tine. Așa că nu mai râde de Mădălina când tu ești mult, mult peste Mădălina. Să-ți aduc aminte, Adriana, că tu ai sărit la bătaie și că dacă cineva se ceartă cu Alexandra, tu sari la bătaie. Mădălina, din câte știm noi, nu a sărit la nimeni la bătaie. Așa că n-aveai niciun drept să afirmi lucrurile astea. Ești foarte parșivă. Ce-am mai văzut? Mădălina. Mădălina o ține lanț că aia are 18 ani și că Maria trebuie să țină cont. Mădălina, țin să-ți aduc încă o dată aminte că dacă ai 18 ani și ai o persoană mai mare ca tine, trebuie să o respecti. Dar la aia s-a văzut că așa ceva nu există în caracterul ei, nu cunoaște bunul simț, nu cunoaște respectul față de cel mare. Să înțeleg că la 18 ani ești retardat mental, după spusele voastre? Nu. Aia trebuie să respecte că este cea mai mică din casă și trebuie să aibă bun simț. Dar se pare că această fetiță nu știe ce e ăla bunul simț, maniere și educație. Asta e. Îmi pare nespus de rău că se ajunge aici. Ce-am mai văzut? Bineînțeles, prezentatoarea care nu i-a atras atenția nici Alexandrei și nici lui Codruț, că l-a înjurat pe Marinescu. De aici, dragii mei telespectatori, ce să înțelegem? Că prezentatoarea nu este pentru postul ăsta de prezentatoare. Cred că ar trebui să fie în casa concurenților, nici de cum moderatoare. Asta e. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori? Că nu s-a mai adus tăblița. Oare să fi înțeles staful că prin acea tăbliță, exact ce am spus, se vor crea cupluri false? Dă-i, Doamne, să-și dea cu reveneală staful și să ia măsuri și în privința prezentatoarei și în privința violenței din casă. Și să spargă gașca cât mai repede, cât va fi această gașcă unită, concurenții noi nu vor rezista în emisiune pentru că vor fi eliminați de această gașcă obraznică și fără bun simț. Asta e. Dragii mei telespectatori, puterea dragostei, mă grăbesc foarte tare. Nu știu sigur dacă în seara asta voi intra, dar oricum fiți pe fază, dacă ar fi să intru la 19:30, că am înțeles că iar este scandal, Maria sare la aia, să vedem ce se întâmplă. Vă pup, vă doresc o zi minunată și nu uitați de distribuire și de like-uri. La revedere, s-ar putea să ne vedem în seara asta pe canalul meu de YouTube, Laura Puterea Dragostei, la 19:30. La revedere!